România! Ferește-te! România! Ferește-te! În zona aia trebuie să încerc să mă îndepărtez, pentru că e muzică și internetul, în special YouTube-ul, nu prea iubește muzica. Au programe care detectează automat când într-un videoclip apare muzică și primești plângere de copyright automat. Nu e problemă, că plângerea o discuți și se uite cineva și vede că de fapt era... Au început să se deplaseze. Se uite cineva și vede că de fapt era întemeiată, că era muzica ambientală și tu nu aveai cum să o controlezi. Dar chestia asta poate să dureze vreo 2 săptămâni. Timp în care toate anunțurile, toate reclamele sunt blocate. Da, deci au început să se deplaseze înspre Cotroceni, am înțeles. Yeah.
că frică. E Klaus Iohannis acolo la Cotroceni care se teme. Și de 3 zile lansează mai tot felul de minciuni că de ce m-am dus și am protestat la ambasada Rusiei, dar n-am făcut live. Asta era subiectul de interes. Pentru ce trimite jandarmeria jandarmii în civil? Eu nu de la dialog, unde plecați? Nu îl cheamă pe șeful de obiectiv, comandantul acțiunii. Nu vreau să vorbească. Am găsit jandarmii în civil care aveau prin CGI. Nu e pentru prima oară, dar alte dăți se justificau în putere acum e un protest împotriva lui Klaus Iohannis. Care e problema? Klaus Iohannis poate fi de aranjat. Și-a aranjat coaliția de guvernământ pe viață. Ești de aceea la bună, dar merge în joc.